Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la ora expertizei. Noul guvern în frunte cu Kirill Gaburici a fost votat ieri de Parlament cu 60 de voturi. Cabinetul de ministri a fost susținut de deputații comuniști, cei din Partidul Democrat și parlamentarii din PLDM, cu excepția liberal-democraților Eugen Karpov și Iurie Leancă. Cei doi au anunțat că nu cred în eficiența unui executiv minoritar care ar stagna reformele și parcursul european al Republicii Moldova. Pentru Gaburici nu au votat nici liberalii și nici socialiștii. Discutăm astăzi despre cabinetul de miniștri, despre componența nominală a noului executiv, despre șansele ca Republica Moldova să continue parcursul european și șansele ca așteptările europenilor să fie îndreptățite. Discutăm despre aceste subiecte cu invitații noștri de astăzi, domnul Valentin Dolganiuc, analist politic, Alex Gardan, jurist, și Vlad Bilețchi, activist civic Tinerii Moldovei. Bună ziua și bine v-am găsit! În această dimineață am văzut și primele reacții ale oficialilor europeni, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Federica Mogherini, și comisarul Uniunii Europene pentru politică de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, a vorbit despre guvernul de la Chișinău, și-a exprimat dorința ca reformele să continue și să vadă de la noul executiv reforme clare în sectorul justiției, în sectorul financiar și combaterea corupției. Acum, mă întreb cât de competent va fi acest guvern, acest executiv, mai ales că a fost votat cu ajutorul comuniștilor, care, știm noi, vrea revizuirea acordului de asociere și se împotrivește reformelor demarate și cerute de europeni. Dar întâi de toate să vedem o știre realizată de colegii noștri de la știri, după care revenim la discuții în platou. O să avem materialul puțin mai târziu. Vorbim totuși despre noua componență a guvernului, despre Kirill Gaburici, care a ajuns prim-ministru având multe suspiciuni de corupție. Ce întrebări aveți dumneavoastră, domnule Dolganiuc, ce așteptări aveți de la nou cabinet de miniștri? Eu aș zice că nu mai am nici întrebări, nici așteptări de la noul cabinet de miniștri. Eu cred că ar trebui să punctăm și din start să spunem lucrurilor pe nume, că ieri, de fapt, a fost actul final al unei mari trădări, a unei mari crime, unde se cunosc în această crimă cine sunt făptașii și se cunosc cine este victima. Făptașii sunt Partidul Democrat în frunte cu Plahotniuc, Lupu, Diacov și alții. Este Partidul Liberal Democrat în frunte cu Filat. Și este Partidul Comuniștilor în frunte cu Voronin. Aceștia sunt criminali, deci, care au săvârșit crima. Iar victima este populația Republicii Moldova, care a acreditat cu 55 de mandate un parcurs european. Ori aceste trei partide în niciun caz nu-și doresc acest lucru. Dacă în 2009, la 7 aprilie, Marian Lupu, împreună cu Vladimir Voronin, au ars declarația de independență, ieri, ăștia trei împreună au ars acordul de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Deci eu nu mai aștept nimic, nu mai am nicio așteptare de la acest guvern și voi puncta, cred că voi avea posibilitatea pe parcursul acestei emisiuni, să spun de ce acest lucru nu se va întâmpla. Ca o concluzie a votului de ieri, s-a îndeplinit o profeție electorală a Partidului Comuniștilor, care avea un slogan: numai Voronin, numai comuniștii. Deci, până la urmă, acest deziderat al dânșilor din campania electorală s-a îndeplinit ieri. Iar prima victimă care a fost făcută de către Partidul Comuniștilor a fost candidatul la funcție de ministru al justiției, Oleg Efrim. Voronin în niciun caz nu putea să-l accepte pe Oleg Efrim, cel care nu a scos în afara legii sau nu a radiat din registrul partidelor politice Partidul Comunist Reformator. Asta a fost motivul principal de ce Oleg Efrim nu a fost acceptat de către Vladimir Voronin. Următoarea victimă în guvern cred că va fi Maia Sandu. Ce se va întâmpla? În primul moment, când va veni această alianță, această coaliție cu o propunere, cu un proiect european, să zicem, cu o reformă. Voronin imediat va înainta niște pretenții pentru ca să fie modificat, să fie, deci, eliminată Maia Sandu, deci, din acest guvern. Și acest lucru se va întâmpla fără mult tam-tam, fără mult, deci, panică și fără nicio reacție în societate.
Am văzut care au fost mișmașurile făcute până acum între PLDM și PD, dar s-a vorbit foarte puțin despre cei care ar urma să fie taxați. S-a vorbit despre PLDM și PD, dar înțelegem, pornind de la ceea ce a spus domnul Dolgăniu, că urmează în aceste înțelegeri de culise să fie sacrificată și Maia Sandu ulterior. Ar trebui în acest caz să fie taxat acest partid, PLDM și Vlad Filat în persoană? Alex. Eu cred că, în primul rând, noi folosim limbajul guvern nou, el nu este chiar atât de nou, doar o persoană s-a schimbat, premierul. Deci, prin alte cuvinte, tot merge conform planului, să spun așa. La fel, referitor la așteptări, ca să mă întorc, eu nu am așteptări, pentru că secretul fericirii este noi așteptări de acolo, din ele nici nu pot, n-au nicio șansă de izbândă. Deci, ea, foarte des, cum am văzut tinerii, mulți oameni s-au trezit din somnul de moarte, vorbesc despre cum, anume întrebarea care ai dat-o, cum sancționăm PLDM-ul, cum sancționăm PD-ul. El trebuie să fie sancționat 3 luni în urmă, la alegeri. Adică cum să faci revoluție după 3 luni după alegeri, pur și simplu pentru mine nu are niciun sens, la moment. Adică noi trăim sau dorim să construim o societate democratică. Cea mai important pas care îl face orice cetățean, anume să alegeri. Spune de această taxă pe care ar fi trebuit să o ia PLDM-ul și PD-ul la alegeri în campanie electorală. În acea cursă am văzut un alt fel de discurs, am văzut alte promisiuni, am văzut un candidat cu care vrea să meargă PLDM-ul mai departe la funcția de prim-ministru. Ce-a am mers? Văzut... Da, mers. Ce-a mers? Da. Promisiunea și-a îndeplinit-o. Trebuia taxat atunci sau trebuia taxat imediat ce erau existau deja zvonuri că Iurie Leancă este înaintat doar pentru a unge ochii europenilor, așa cum se vorbea. Uitați-vă, eu nu vreau nu contează pentru mine Leancă cine era premierul, pentru că vă spun, cabinetul e același, aceiași candidați, același francez moldovenizat, sunt mulți oameni care tot acolo au rămas. Era evident, data de 29 noiembrie sau 30 noiembrie, deja cine și când și-a făcut alegerea, mă știu, internă, că schimbări nu vor fi. Adică, erau multe partide din care de ales. Eu nu vreau să, mă știu, fac publicitate electorală. Dar eu foarte bine țin minte, ultima săptămână de alegeri se făceau flashmoburi, se făceau challenge-uri, salvăm parcursul european, salvăm Moldova de Putin, dar eu am mari dubii că s-a salvat. Eu și atunci credeam, data 30 noiembrie, noaptea, când mergea numărarea voturilor, să spun așa, era evident pentru mine că noi o să asistăm la un scenariu Ianukovici 2. Deja întrebarea, el poate fi făcut cu mult mai așa, soft, mai moale, și mai știu, cineva spune că, mai știu, Mămăliga nu explodează, oamenii nu vor protesta, și dacă facem așa o schimbare foarte moale în altă direcție, spre est, atunci tot va fi ok. Eu am impresia că anume participarea pe CRM-ului, cât pe PD-ul, care niciodată n-a fost, e vestic, niciodată n-a avut nicio valoare occidentală, să fim sinceri cu noi, este evident pentru orice om care gândește. Adică foarte așa, încercat să vă întoarceți puțin în istorie, da? 2012, da? Ianukovici la fel, avea un limbaj pro-european, era să întâlnea cu Bruxelles și apoi așa foarte neașteptat a întors-o partea Island. Eu cred că noi mergem pe aceeași cale. Eu cred că guvernul care îl avem nu va rezista prea mult. Avem alegeri locale care vor da un răspuns foarte clar unde Moldova pleacă. Pentru că alegeri locale, dependență de cum vor evolua lucrurile, așa și guvernul brusc se va muta pe vest sau pe est. Eu sunt sigur de chestia asta. Vlad, acest guvern va fi credibil în fața europenilor, în opinia ta? Noi am avut parte de mai multe întâlniri, mai multe deplasări ale liderilor PLDM și nu doar în Uniunea Europeană, la Bruxelles. Am avut foarte multe personalități notorii din Uniunea Europeană, la Chișinău, ca să nu mai spunem despre acea amiție a liderului PLDM Vlad Filat cu cancelarul german Angela Merkel, să nu vorbim despre multe alte întâlniri și acest credit de imagine pe care ne-l dădeau europenii nouă. Acum, cu acest guvern și cu acești pași, împreună cu comuniștii, mai poate avea Uniunea Europeană încredere în Republica Moldova și în acest guvern? Deci eu privesc lucrurile dintr-o perspectivă mai tehnocrată, mai juridică, mai de drept. Deci ceea ce a avut loc ieri este nimic altceva decât constituirea puterii executive.
Puterea legislativă a fost constituită în data de, în urma alegerilor din 30 noiembrie anul trecut. Respectiv am obținut 3 partide care pretindeau a fi pro-europene și alte 2 partide mari, PCRM-ul și Partidul Socialiștilor, care, deci Partidul Socialiștilor și-a declarat din start intenția de a fi o opoziție crâncenă față de guvernare. Dată fiind ierarhizarea puterii, deci legislativă, executivă și judecătorească și a patra, noi, mass media, astăzi, adică ieri, s-a întâmplat ceea ce trebuia să se întâmple cu mult înainte pentru a evita aceste probleme sociale, aceste probleme economice care s-au uscat, inclusiv cu creșterea nejustificată și peste măsură a ratelor de schimb valutar. Faptul că primul guvern, Leancă 2, nu a fost ales, reprezintă încă o dată situația de necredibilitate, situația tensionată în care se află Republica Moldova, de șantaj politic, de bătutul pumnului în masă, așa cum vrea dori Partidul Comuniștilor, șantajând oarecum această alianță minoritară între PD și PLDM. Ori, de asemenea, un subiect destul de delicat pentru mine, cred și pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, este faptul că Partidul Liberal și-a enunțat clar care sunt cerințele acestea. Deci, șeful statului, procuror european, miniștri europeni. Fapt pentru care a și fost taxat, a și fost exclus din ecuația guvernării. Mai periculos însă este Partidul Comuniștilor, care a anunțat că va susține această alianță minoritară, dar nu și-a exprimat clar doleanțele. Iar aici, în acest moment, ne putem aștepta la anumite șantaje, la anumite surprize pe final de acest parcurs european, care în mod normal, încheiindu-se cu un rezultat favorabil în urma alegerilor din 30 noiembrie, urma în mod firesc să-și continue parcursul european. Uite că aici nu mi-am așteptat la un asemenea deznodământ și cred că această situație este una falsă, una trucată. Ori cele 3 partide pro-europene întruneau majoritatea de voturi, deci 55 de voturi din 51 necesare pentru a institui guvernul, nu mi-este clar de ce acum s-au început aceste dialoguri cu Partidul Comuniștilor, pretenzând de la povestea cu drobul de sare, că uite, o să avem nevoie de ei la alegerea șefului statului. Într-adevăr, vom avea nevoie de ei la alegerea șefului statului, dar nu și acum, la alegerea guvernului. Ori întruneam majoritatea voturilor necesare. 51 de voturi erau absolut realizabile pentru a vota guvernul Leancă sau Gaburiș sau oricare altul. Deci acest lucru denotă faptul că anumite componente ale alianței de astăzi sunt mai puțin pro-europene decât au declarat în campania electorală, iar sloganele, din păcate, sloganele Moldova fără comuniști, Moldova fără Voronin, pentru o Moldovă democrată, bunăstare, și tot așa mai departe, s-au devalorizat și nu au fost nimic altceva decât praf în ochi, din păcate. Haideți să vedem cum au fost, cum s-a votat ieri în Parlament, cum a fost ales Gaburici prim-ministru, care au fost declarațiile de după ale lui Iurie Leancă și care au fost replicile pe care le-a primit Iurie Leancă de la liderul de partid, Vlad Filat. Candidatul desemnat la funcția de premier, Kiril Gaborici, însoțit de pretendenții la fotoliile de miniștri, au venit în plenul Parlamentului pentru a cere deputaților vot de încredere. De la Tribuna Centrală a Legislativului, Gaborici a prezentat programul de activitate a viitorului guvern, care, potrivit deputaților, s-a dovedit a fi similar celui prezentat acum o săptămână de Iurie Leancă. Nici lista de candidați la fotoliul de miniștri nu a suferit modificări. Deși inițial s-a anunțat că fotoliul de șef la justiție va fi ocupat de Oleg Efrim, ulterior candidatura acestui a fost înlocuită fără explicații cu cea a viceministrului justiției Vladimir Grosu. Cu votul la 60 de deputați, proiectul hotărârii pentru acordarea votului de încredere, program de activitate și întregii liste a guvernului a fost aprobat și astfel guvernul a fost investit. Pentru un guvern în frunte cu Kiril Gaburici au votat comuniștii, deputații PD și PLDM, cu excepția liberal-democraților Eugen Carpov și Iurie Leancă. Mai mult, fostul premier nu a exclus că ar putea părăsi în următoarele zile Partidul Liberal-Democrat. Astăzi pot spune că este o zi care înseamnă un pas înapoi în parcursul nostru european. În aceste vremuri de criză, un guvern minoritar este o dovadă de iresponsabilitate. Iresponsabilitatea acestui guvern minoritar derivă mai ales din faptul că este construit pe o coaliție cu Partidul Comuniștilor, formațiunea cărei raliere la principiile democrației și ale statului de drept sunt cel puțin discutabile. Voronin conduce parada
în Republica Moldova. Gestul lui Leancă și Carpov va fi discutat în cadrul formațiunii, a declarat liderul PLDM. Mi se pare straniu să accepți să fii prim-ministru al unui guvern minoritar și ulterior să faci afirmație că acest guvern minoritar reprezintă un pas înapoi. Noi la partid vom avea discuții și în urma deciziilor dânsului de astăzi vom lua decizii. Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este un partid în care, cum să vă spun, avem doar mentori sau observatori a activității partidului. Există statut al partidului care are la bază inclusiv și elementul de disciplină. Pentru un guvern minoritar nu au votat nici liberalii și nici socialiștii. Guvernul nu are în spate o majoritate parlamentară. Ceea ce demonstrează că comuniștii dirijează și conduc această majoritate tăcită, absolut. Au pierdut, cred eu, părerea mea, încrederea noi, europenii și Occidentul, ce ține de angajamentele anunțate de noi. Situația asta, domnule Gaburici, dumneavoastră jucați rolul de șoareci. Motanii oligarhii o să vă fugărească dintr-un colț a camerei în altul. Ieri Drăguțanu a declarat că este portar, pe dneastră o să fiți minge, în mâinile și picioarele oligarhilor. După ce au primit votul de încredere în Parlament, membrii Cabinetului de Ministri au depus jurământul în fața președintelui Nicolae Timofti. Să respect Constituția și legile de țări, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Noul guvern condus de Kiril Gaburici a fost investit după ce acum câteva zile Parlamentul nu a oferit vot de încredere unui cabinet de miniștri în frunte cu Iurie Leancă. Ieri am văzut confirmarea neînțelegerilor pe care le are Iurie Leancă cu liderul de partid Vlad Filat. Aceste replici sunt justificate, mă întreb, având în vedere că tot Iurie Leancă a fost la Partidul Comunist și a negociat. Putea să nu o facă atunci când era propus, când era candidat de senat. Inclusiv și ceea ce a făcut cu Partidul Comuniștilor, Iurie Leancă mai are și multe schelete în dulap. Și atât Filat cât și Plahotniu, cât și ceilalți știu de aceste lucruri. Iurie Leancă își toarnă cenușă pe cap, își presoară cenușă pe cap mult prea târziu, prin declarațiile pe care le-a făcut ieri. A clacat grav atunci când a mers la Partidul Comuniștilor solicitând acele voturi. Filat e replicat, deci foarte corect și foarte exact. De ce te împotrivești astăzi împotrivești unui guvern minoritar, dar nu te-ai împotrivit atunci când tu ai candidat în funcția unui guvern minoritar? Dar dacă e să luăm, pentru că s-a vorbit foarte mult și se știa că acest candidat desemnat, Iurie Leancă, este de ochii europenilor, a fost prins pe pas greșit tocmai pentru ca să îi se aducă aceste replici? Sigur, Iurie Leancă a acceptat... Ar fi trebuit să fie taxat nu Iurie Leancă, dar Vlad Filat, nu? Ambii ar fi trebuit taxați. Și Vlad Filat și Iurie Leancă. Iurie Leancă trebuia să insiste în primul rând în cadrul formațiunii PLDM ca alianța să se facă, deci, cu Partidul Liberal. Nu cu PD, dar au făcut juncțiune PLDM-PD și împreună au luptat împotriva Partidului Liberal. Invocându-l fel de fel de argumente, că acesta este un partid pro-european și va vota oricum. Au făcut presiuni, deci, pe Ghimbu, dar ăsta a rezistat. A rezistat în nebunia lui, când a vrut să cedeze, că, nu știu, probabil că mai este un element pe care noi nu-l cunoaștem, nu vreau, deci, să-l aduc acum în prim plan, să-l pun pe masă. Dar dacă e să revenim, deci, la parcursul european sau parcursul guvernării Leancă și, în mod deosebit, a dânsului, dacă vrea să-și toarnă cenușă pe cap, trebuie să vină în fața electoratului, să vină deci la televiziunea dumneavoastră sau la altă televiziune care oferă timp de antenă și să răspundă la câteva întrebări fundamentale. 1. De ce a acceptat jocurile cu Plahotniuc și care sunt relațiile dânsului cu Plahotniuc? Care sunt relațiile dânsului, deci, cu oligarhii din Republica Moldova, care sunt relațiile dânsului, deci, cu Filat și cu Ilan Șor?
Și în ultimul instant, în ultimul rând, deci să răspundă la două întrebări. De ce a acceptat cedarea băncii de economie din proprietatea statului, practic furtul acestei bănci, și de ce a acceptat transmiterea în concesiune a aeroportului unei companii din Rusia, care astăzi proprietari, deci aceste avie în vieți din Republica Moldova, sunt două companii offshore, care nu se știe cu ei aparțin, dar presupunem. Sau e filat shore, sau este plăcotniuc acolo. El trebuie să răspundă la aceste întrebări. Din momentul când va da un răspuns corect la aceste întrebări, vom putea să avem încredere, deci, în Iurie Leancă. Iurie Leancă, deci, nu va merge mai departe. Iurie Leancă nu va părăsi fracțiunea PLDM-ului acum. El, ieri, ar fi trebuit, deci, dacă nu ești de acord cu politica, dacă nu ești de acord, el trebuia să spună tranșant. Dar Iurie Leancă, deci, mai departe nu va merge. Va merge și va părăsi fracțiunea PLDM-ului când îi va permite Vladimir Plăcotniuc. Peste 2-3 luni de zile despre Iurie Leancă se va uita, așa cum s-a uitat despre avocatul poporului, deci care în alte timpuri deci era Nagacevski, cu acel raport de 7 aprilie 2009, care se regăsește astăzi în anturajul lui Plăcotniuc și este avocatul personal al lui Plăcotniuc. Așa se va uita și de Iurie Leancă. Și în momentul când se va uita de Iurie Leancă, el, pur și simplu, deci va fi trecut pe o căcări de rezervă. Nu a avut niciodată în sondaje procentele pe care le are Iurie Leancă. Nu le-a avut Iurie Leancă. Deci cum are 60% în credere. Nu le-a avut aceste procente Iurie Leancă. Nu le-a avut aceste procente Vasile Tarlev, așa cum am întrebat în 2009. De ce l-ați luat pe Tarlev pe liste? Păi uite ce rating are el. Zic, nu Vasile Tarlev are acest rating. Are acest rating primul ministru. Astăzi, acest rating l-a avut, deci, primul ministru din Republica Moldova. Leancă trebuie să-i acordăm, într-adevăr, deci să-l credităm cu ceea ce a făcut, cu diplomația dânsului, cu relațiile personale pe care le are Uniunea Europeană. Am avut discuții cu deputați din Bundestag, deci într-o emisiune, și au spus, da, există o persoană în care avem încredere și spre care venim toată deschiderea, putem să venim, deci, să credităm Republica Moldova, putem să venim, deci, cu granturi, putem să venim cu bani mulți în Republica Moldova, dar această persoană, noi avem încredere în Iurie Leancă. Da, există acest element. Dar nu, Iurie Leancă este un... Nu trebuie să facem un idol din Iurie Leancă, înțelegeți? Pentru că acest idol ne-a trădat în ultimă instanță. El, în perioada după 30 noiembrie, trebuia să insiste în cadrul partidului PLDM ca majoritatea parlamentară să fie constituită din cele trei partide cu 55 de mandate. Avea dreptate în cazul ăsta... Dreptate în ghilimele. Vlad Filat atunci când spunea de disciplina din partid. Dacă până mai ieri Iurie Leancă asculta de, docil. De statutul partidului, înseamnă că asculta mai direct sau indirect de Vlad Filat. Vreau să vă mai duc în un argument, un element. Iurie Leancă spune că în cadrul partidului, la ședința biroului politic, a votat pentru candidatura lui Gaburici. Spuneți-mi, vă rog, de ce în ședința Parlamentului tu nu ai votat pentru candidatura lui Gaburici? De ce nu te-ai revoltat și nu ai spus acest lucru la ședința biroului politic al PLDM-ului? De ce? Ori nu ai curaj, ori ești un fricos, ori ești manevrat. Domnule Dovenc, totuși Iurie Leancă atunci când a votat la ședința partidului a vorbit că votează pentru candidatura PLDM-ului cu perspectiva unei alianțe împreună cu PLU. Dacă e să vorbim despre această perspectivă, trebuia mai întâi să fie creată o majoritate parlamentară. Noi am vorbit în emisiune luni seara și după aia, deci Traian Băsescu a repetat aceleași lucruri pe care am discutat noi, nu că ne-am dat tare în parcare. Traian Băsescu a spus așa, eu în locul lui Leancă niciodată, dar absolut niciodată, nu plecam în Parlament, nu mergeam în Parlament să solicit votul de încredere pentru guvern, dacă știam că nu am, deci, pe hârtie, o majoritate parlamentară. Este justificat pasul pe care l-a făcut Leancă la ședința de partid, votând pentru candidatura PLDM-ului, nu, dar condiționând cu nu este justificat. Cu nu este justificat, pentru că trebuie mai întâi să fie creată o majoritate parlamentară. Fie ea împreună cu Partidul Liberal, fie ea împreună cu Partidul Comuniștilor, dar trebuie să fie o majoritate. Nici o persoană nu merge, niciun candidat, nu merge la un partid sau altul, așa cum a mers Leancă la Partidul Comuniștilor, ca să solicite, să-l convingă pe Voronin să adune majoritatea. Majoritatea o face, deci, o fac partidele politice. Nu candidatul. În opinia ta, Alex, Leancă a condiționat, a mers, a încercat să forțeze o alianță cu PLU-ul?
Nu, votând votând în, în el inițial cu... Eu sigur că a încercat, au fost declarații, dar eu puțin, opinia mea puțin diferă aici. Eu cred că ce a făcut Leancă ieri a fost, poate nu justificat, dar relativ rațional din punct de vedere viitorului. Eu am văzut declarația lui, așa, o ușă întredeschisă, ca o chemare spre... Poate forța treie de care se vorbește atât de mult. El a lăsat ușa deschisă ca oamenii care, mai știu, sunt interesați să apropie de el și să ducă negocieri pentru a crea ceva. De ce așa ușa a fost nu închisă, n-a fost trântită, pentru că el nu are nimic acum, nu are o negociere solidă. În același timp, el consideră că, cum, sunt foarte multe, nu știu să spun, zvonuri sau informații veridică referitor la mai mulți oameni cu influență. Atunci când am mers pe care... meu în, da. În campania electorală, foarte multă lume a votat pentru Iurie Leancă. Foarte multă lume a votat pentru continuarea parcursului european și a votat pentru acel Leancă care s-a bucurat, virgulă, care s-a bucurat de o încredere de 60%. A votat pentru, nu pentru neapărat pentru Filat. Au votat pentru un guvern și pentru o persoană care s-a apropiat foarte mult de oficialii europeni și care a primit încrederea europenilor. Eu cred că eu n-am votat Iuri Leancă, eu am votat, cum ați spus la fel, eu am votat ideea europeană. Și da, atunci, la momentul ăla, Leancă era unicul om din toți liderii politici de tot care erau activi. El reprezenta ideea europeană. Deci eu sunt sigur, cum și-a spus domnul Dolgăniuc, că dacă Leancă acum ia un fel de pauză sau trece, va fi șantajat posibil, nu știu, nu dețin așa informații și devine foarte așa inocent și atunci noi o să uităm foarte rapid și poporul va uita foarte rapid. Pentru că noi, oameni activi care suntem implicați în viața asta politică, noi știm cine este el. Dar oamenii știu de prim-ministru, noi știm de țară, noi știm de președinte, noi nu știm cum îl cheamă unii oameni. De ce el acum... trebuie foarte rapid, pâinea e caldă. Deci dacă el are de gând să părăsească pe LDMEU, cum, în primul rând, el trebuia să o facă atunci când a fost la BBC și când a fost întrebarea așa... Tranșantă. Ce faci cu Filat și Plăhătniuc? Și a fost o bâlbâială, prezumție nevinovăției, atunci a fost momentul. Atunci a fost momentul să facă, să gândească ce face la alegeri, cu cine se întâlnește, ce echipă nouă face. Trenul a trecut, acum e a doua încercare, cred. De ce așa a făcut ce a făcut? De ce nu a fost eu plec, nici a fost așa un fel de mesaj subconștient la altor lideri, hai să poate vedem, facem ceva. La fel, ultimul gând, ieri Iurie Leancă a vorbit un lucru curios. Electoratul PLDM a fost trădat. N-ar fi trebuit să meargă mai departe odată ce s-a simțit și personal trădat. Mi-au vânt trupele în spate, nu începe războiul. Domnul Leancă a spus ce i-a dorit sufletul, dar el nu este pregătit pentru așa un scenariu. De ce și vă spun, în timpul apropiat, că probabil asta și se așteaptă, el vrea să vadă ce se întâmplă. La fel, Peleu a stat, sau Ghimpu a stat tare ca roca de la Gibraltar din cauza că vin localele. Chișinău stă pe muchi acum la tot ce se întâmplă, Peleu eu consider că are cea mai mare afecțiune a poporului. Deci dacă au loc alegeri, așa, într-un scenariu fantastic, eu cred că Peleu minim își dublează voturile. Apropo, va avea loc o tranziție de la PLDM la Pele, din cauza procurorului european, din cauza... are și el păcate, da? Indiscutabil, eu nu spun că... Dar cea mai mare păcate este relația Drăguțan și nedorința Peleului de a spune, da, noi am greșit, candidatul a dat un bar. Dar acum ce se întâmplă, vă spun, foarte mult este dictat de faptul că vin pe alegeri locale. Și anume Peleu este în cea mai așa sensibilă situație cu alegerile astea locale. De-aia ei și-au stat atât de stoic, atât de ca 300 de spartani în fața pe persoanelor. Au stat și n-au ciudat. 13. Ei 13. Da, ei sunt mai puțin, da. Deci asta e ideea. Acum Peleu ar de câștigat foarte mult, dar spre regret, ideea europeană n-ar de câștigat. Pentru că chiar și dacă Peleu o să aibă 30 de mandate în Parlament, eu nu cred. Forțele proruse vor avea mai mult. Deci e situația foarte... Păi aici, ca să continu, un pic, o paranteză doar, cu aceste forțe proruse, originea etnică, ca să zic așa, nu vorbesc Partidul Socialistilor și Partidul Comuniștilor, este pe față, dar originea etnică a PD-ului și a PLDM-ului este Moscova. Doar atât că PLDM-ul a acceptat această origine etnică a PD-ului. PD-ul, deci, este calul troian în această coaliție care a fost, așa zis, pro-europeană și nu s-a făcut nimic. A vorbit ieri în discurs, Iurie Leancă, despre faptul că anume PLDM-ul a ieșit din rezultatul
guvernării comuniste după acele evenimente din 2009, anume luptând cu comuniștii. Exact. Și acum tot PRD-ul a readus comuniștii la guvernare. Corect. Filat i-a readus la guvernare. Pentru că Filat nu este cel pe care și l-au imaginat oamenii. Au făcut un idol atunci din el. Filat este foarte șantajabil. Filat, deci, este cel care are dosare, o sumedenie. Ce s-a întâmplat? Deci, până la urmă a ajuns și Curtea Constituțională să declare, deci, că Filat nu poate candida pentru că... Avem un dosar și în Federația Rusă pe numele noului prim-ministru, dar despre, nu despre asta o să discutăm, o să revenim neapărat la bilele negre pe care le are Gavurici, dar deocamdată să urmărim care au fost răspunsurile oferite de Kiril Gaburici ieri la întrebările deputaților, luate întrebări de către aceștia. Kiril Gaburici nu a știut să spună care este prețul produselor de primă necesitate. M-am întors în țară recent, s-a justificat noul premier. Care au fost alte răspunsuri? Le urmărim chiar acum. Spuneți, vă rog, cât costă uleiul, untul și un kilogram de cartofi? Din păcate nu o să vă pot spune prețurile la produsele care m-ați întrebat. Probabil dumneavoastră ați văzut și în CV-ul meu că m-am întors în țară acum câteva zile. Sunt gata să merg la piață și să văd care este costul și care este prețul. Dacă nu cunoașteți care este prețul la produsele alimentare de primă necesitate, o să fie iarăși de prețuri. Spuneți, vă rog, cât costă un metru cub de gaze pentru consumatorul final, cât costă un metru cub de lemne și cât costă citramon? În programul de guvernare noi am prevăzut o mulțime de acțiuni care vin să facă costurile mai eficiente, ceea ce în urma acestor acțiuni vom primi prețuri mai mici. Și guvernul înțelege situația socială și mai departe o să mergem, poate fi și mai grea. Noi trebuie să luăm acțiuni urgente acum. Având în vedere că ați intrat în blocaj cu răspunsurile la întrebări, eu cred că aveți colegi, ministrul economiei, poftim să răspundă dumnealui dacă... Este deja... Mi-e aproape de... Cred că și ministrul sănătății să la fel aveți. O să rog colegii să... ministrul economiei să dea careva comentarii la... Nu este cazul. Cum apreciați calitățile domnului Gaburici? Inclus acest material, fiindcă eu de mai mult timp stau și analizez lucrurile pe dimensiunea guvernărilor în general. Ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova în parcursul acestor 25 de ani, oligarhizarea și venirea la putere, putere deci parlamentară, putere deci guvernamentală și puterea judiciară, a celor care s-au îmbogățit, deci, ilicit, ilegal și așa mai departe, deci, astăzi dețin proprietăți, bunuri fabuloase, deci, pe care nu au nicio dovadă cum ei au ajuns acolo și cum, deci, au adunat, au agonisit și milioanele și miliardele. În general, punctul meu de vedere este, și vreau să promovez acest punct de vedere, că miniștrii și primul ministru trebuie să fie reprezentanții clasei medii. Nu trebuie să fie reprezentanții oligarhilor. Nicăieri în lume acest lucru nu se întâmplă. Uitați-vă la Angela Merkel, deci ce casă are. Ca președinte, ca prim-ministru al Germaniei, ca un cancelar al Germaniei, deci care în ce casă modestă trăiește. Cu ce mașini se mișcă. Deci... Să vorbim tot uitați-vă despre Kiril Gaburici, despre felul în care a răspuns la întrebările deputaților, despre prestația lamentabil, pe care lamentabil, deci eu nu am nicio încredere, Kiril Gaburici pentru mine nu există. Nu există Kiril Gaburici prim-ministru, există deci un centru de coordonare în fruntea căruia este Plahotniuc, care va dirija lucrurile și va arăta ce trebuie de făcut pe o dimensiune sau pe alta. Kiril Gaburici nu există. Ca să vorbim, îmi permit să repet aici. Partidul, deci, care a luat majoritatea în alegeri și formează guvernarea, trebuie președintele acestui partid, deci, să dețină funcția de prim-ministru. Sau, într-o majoritate parlamentară, partidul care deține majoritatea voturilor trebuie să dețină funcția de prim-ministru. Noi avem o disfuncție totală. Curtea Constituțională a declarat că Filat este corupt și nu poate deține. De ce celelalte instanțe din Republica Moldova de drept comun nu au deschis dosare penale, deci ca să ducă la final? Să spună, Filat trebuie să stea la pușcărie sau Filat este reabilitat și poate deține funcția de prim-ministru. În campanie electorală, electoratul, deci, l-a văzut în prim plan pe Filat. Ei au votat pentru un partid în fruntea căruia este Filat. Deci Filat trebuie să ducă în continuare politica aceasta și în guvern. Pentru că funcția de prim-ministru este o funcție politică, nu este o funcție administrativă.
Ori Gaburici ce este ca politician? De unde vine? El nici membru a PLD-ului nu este. Ce reprezintă? S-au scus mari magnați, oligarhii în spatele deci acestor primi, aceste persoane care le-au scos în față, a scos în față deci pe un Candu, a scos în față deci pe fostul președinte al Parlamentului, a scos în față acum pe Gaburici, iar în următoarele alegeri parlamentare vor spune că nu noi, nu partidul nostru, PLD-M sau PD, ei au fost ăștia, nu știu, niște oameni pe care... Vlad, în opinia ta, ce impresii ți-a lăsat discursul sau răspunsurile pe care le-a dat Kirill Gaburici deputaților? Este pregătit, cât de ancorat în realitate este în opinia ta? Desigur că aceste răspunsuri sunt, puțin spus, nesatisfăcătoare. Dacă în cazul domnului Iurie Leancă am avut ocazia să-l cunoaștem pe dumnealui, să observăm tactul, diplomația, cunoștințele, legăturile cu partenerii externi, cu Uniunea Europeană pe care are, atunci domnul Gaburici este unul nou venit. Nu am reușit să facem cunoștință cu persoana dumnealui. Nu știm de ce este capabil, dar revenind la ideea inițială pe care am spus-o, că cele trei puteri în stat, iar primordial... Ce fel de premier ai văzut ieri atunci când a dat răspunsuri deputaților? Un premier șantajabil din punct de vedere legislativ. Ceea ce înseamnă că totul în această țară, în acest stat, este dirijat de legislativ, cei care fac legile. El s-a remarcat până acum în calitate de manager. A fost manager la una dintre companiile de telefonie mobilă din Republica Moldova. Ulterior a fost manager al unei companii fiice aceleași din Azerbaijan, de la Azercell, a fost manager. Ai văzut un manager în fruntea care a venit în fața deputaților? Sau ai văzut altceva? Da, după cum se știe, trebuie să le acordăm aceste 100 de zile ca să vedem de ce sunt capabili ei, dar nu prea am încredere în faptul că un guvern votat de Partidul Comuniștilor ar putea fi funcțional din momentul în care poate fi șantajabil. Ori pentru a face o lege nu mai avem majoritatea sigură. Deci fiecare lege va trebui tratată în mod special, discutată, concesionată, dacă doriți. Va trebui să mergem la anumite cedări față de Partidul Comuniștilor pentru ca această lege să treacă și să execute. Alex, despre cunoștințele pe care le-a demonstrat ieri Kirill Gaburici, despre prestația și... Sunt și eu manager, da? Am fost director general. Cam în calitate de manager, nimeni nu-mi impune mie echipa care o am. Gaburici, dacă avea să fie manager și dacă avea să fie un premier independent, tehnocrat, cum așa la noi se folosește cuvântul ăsta, el venea cu echipa lui nouă. Noi nu aveam să găsim practic niciun ministru care a fost. Dar echipa, să fim sinceri, echipa a fost pusă pe hârtie și a spus, păi, uite și tu o să fie acolo ca păpuș. Deci Gaburici acum e păpuș, nu este manager, mă înțelegeți? El nu are o putere de decizie reală. Eu nu cred. Adică eu îl cunosc ca om, e foarte modest, ok, în comunicare, dar în situația în care el a fost pus, de exemplu, mie nu m-a deranjat atât de mult cum el a răspuns că nu știu cât costă orezul, grâul sau curentul electric. M-a deranjat faptul că a ieșit și a citit, nu a fost capabil, normal, el nu are, în primul rând, tot s-a făcut la grabă. Faptul că el a spus că s-a întors câteva zile în urmă înseamnă că el nu-i gata absolut. Pentru a conduce o țară într-o așa o situație de criză, ai nevoie de plan. Planul cealaltă trebuie să fie la tine în cap cu o an înainte. El nu este gata pentru funcția dată. Ca om, el probabil e foarte bun, adică eu comunicând cu dânsul am avut plăcere, dar el nu este gata. Venind așa, este așa un citat, doar lucrurile rele se fac rapid. Al noi s-au făcut tare rapid în cazul ăsta și este evident că nu vom avea, el nu controlează nimic. El nu știe în genere, el o să ia 100 de zile, cum a spus colegul meu, ca el să înțeleagă în genere unde se află, cine sunt oamenii ăștia în jurul lui și cine și ce reprezintă. Aici ai dreptate, dar să vedem de fapt cum s-a întâmplat, pentru că astăzi la ora 11 a avut loc și prima ședință a guvernului și Kirill Gaburici a continuat acea serie de silabisiri pe care le-am văzut și ieri în ședința Parlamentului. Să vedem cum a fost prima ședință a executivului, după care revenim la discuții în platou. Odată cu situația din politică, aș spune, din țară, s-a cumva agravat și situația criminologenă. Chestiunea numărul 2 este cu privire la aprobarea Planului Național de Armonizare. La compartimentul transportului lipsește ființarea agenției feroviare. Ceea ce noi am scăzut anterior, că trebuie să fie... Puteți să-mi explicați și mie ce lipsește? Puteți să-mi explicați și mie ce lipsește din...
Dar ce are asta cu, cu planul național de armonizare? Vă rog, vă rog. Extraordinar. Vedeți confirmarea ce vă spun eu. Se vede că omul, cum zic, crălea la bal, spun unii oameni. Adică omul nu e pregătit, pur și simplu. Pentru a fi pregătit, trebuie să ai echipa, trebuie să fi... Eu, de exemplu, dacă mă gândesc la un proiect de afaceri, eu fac business plan, eu mă pregătesc de chestia asta minim jumătate de an. Omul, pur și simplu, el singur a spus că a venit 3 zile în urmă în țară. Imaginați-vă, e ca eu plec în, nu știu, Patagonia sau, mai știu, Ucraina, poftim, Alexandru fie prim-ministru. Eu nu știu nimic, eu n-am fost în țară 2 ani. Adică eu nu spun că omul este descalificat. El, pur și simplu, avea nevoie de timp să intre în esență. Lui nu s-a dat timpul ăsta. De ce el e pe pușă? Și o să fac ce spune, nu ce crede. Dacă îmi permiteți, ca, mă rog, persoană care știe bucătăria aceasta din interior, 98-99, deci prim-ministru, așa că pot să vă spun, această stare de lucruri se agravează din an în an. La acele timpuri era un guvern calitativ, pentru că s-a pornit chiar așa cum a fost el mai un șchiopăta, au fost anumite lacune, nu vreau, toți le știm de ce aceste lacune, dar funcțiile acestea de prim-ministru și funcțiile deci de ministri sunt funcții politice. Este una, deci, să fii manager la o companie, Moldcell sau unde sunt angajați și sunt dependenți de salariu, ori funcția de ministru nu o ocup pentru salariu. Funcția de ministru, deci, o ocup, deci, pentru a promova politici în domeniile respective. Mă rog, astăzi și în Republica Moldova mentalitățile sunt perimate, mentalitățile sunt, deci, inversate. Atunci când își doresc o funcție de ministru sau își doresc funcția de deputat doar pentru a fura. Asta este. Ori, funcția de deputat sau fotoliul de deputat și funcția de ministru este, deci, un fotoliu de jertfă. Cine înțelege acest lucru? Trebuie 4 ani de zile în Parlament sau 4 ani de zile într-un guvern, dacă reziști de la A până la Z, ca să te jertfești, să nu ai familie, să nu ai prieteni, să nu ai viață personală, ori în Republica Moldova piramida acestor valori este totalmente inversată. Așa că domnul Gaburici, el își dă seama că nu poate face presiune acum, așa cum făcea, să zicem, la Azercel sau la Moldcell, asupra angajaților, fiindcă în fața dânsului sau alături stau parteneri în echipă. Ăștia nu sunt subordonații lui. Ori acești parteneri, paradoxul care este, ca să revin la modul de formare a guvernului, dacă am vorbit că el vine ca un manager, dacă toți ceilalți alături de dânsul, poate cu excepția ministrului economiei, sunt reprezentanți politici. Ei sunt persoane, reprezentanța partidelor care dețin funcții politice, nu dețin funcții administrative. Funcțiile administrative sunt la ministru în jos, așa cum în toată lumea. Și aceste funcții administrative sunt ocupate, deci, doar prin concurs. Ori în Republica Moldova aceste funcții sunt ocupate iarăși politic. Poate să nu cunoască nimic în domeniul transportului, poate să vină, deci, din medicină sau de în altă parte, sau să vină, nu știu, un inginer la sănătate, sau... am avut aceste cazuri și aceste situații, nu vreau să le repet. Dar uitați-vă aceste disfuncționalități care pornesc de la principiile fundamentale ale organizării unui guvern. În cadrul ședinței executivului astăzi, Kiril Gaburici le-a cerut miniștrilor să fie informat de proiectele care vin pe ordinea de zi. Nu a făcut-o. Mă întreb, nu a fost o decizie prematură pentru a se întruni astăzi în ședința executivului? Sigur că prematură. El e total nepregătit. El trebuia să fie informat, să aibă o închipire clară ce se întâmplă, după aia să faci ședință. Asta a fost o pierdere de timp. Asta a fost făcut pentru stabilitatea leului. Uitați-vă, avem guvern, oameni buni, calmați-vă, tot e ok. Asta, eu văd așa chestia asta. Dar s-a transformat în multe instanțe într-o bufonadă. Pentru că, iarăși, în cunoștință de cauză, orice ședință a guvernului se organizează și se mânează ordine de zi membrilor guvernului. Materialele respective le examinam, deci, cu 2-3 zile înainte și după aceea, în ziua respectivă, la ședința guvernului, pronunțam. Analizam materiale. Dacă nici primul ministru n-a venit pregătit la ședința guvernului, ce să vorbim de ceilalți miniștri? Iată, aceasta vorbește despre gestul incalificabil al PLDM-ului, înaintându-l pe Gaburici, pentru că PLDM-ul poartă responsabilitatea pentru înaintarea lui Gaburici. Acum uitați-vă cu ce s-a mai întâmplat. Când a fost întrebat Gaburici cum vi s-a propus sau cine v-a propus să candidați la această funcție, a zis Vlad Filat. Păi stați un pic. Ori
Această decizie nu se ia de comun acord la ședința biroului sau consiliului formațiunii. Vlad Filat a decis de sine stătător ca președinte a SRL-ului, deci PLDM, i-a propus lui Gaburici și după aceea pe membrii biroului i-a pus în fața faptului împlinit că acesta este candidatul nostru la funcție, deci, de prim-ministru. Așa că votați. Și Leancă, iarăși ca să revin, nu s-a împotrivit. Și Leancă n-a venit nici cu un reproș, nu a venit nici cu un argument să-l întrebe ce domnul Leancă, că este un tip calificat, un tip care cunoaște limbi, un tip deci care a trecut din 1988 la ambasada Uniunii Sovietice la București, secretar 2, deci, și până astăzi, prin toate structurile, de sus până jos, și în diplomație a fost și ambasador, și ministru, și viceministru de externe, de ce nu l-a discutat și nu s-a împotrivit și n-a spus? Domnul Filat, domnul președinte, domnul Gaburici nu întrunește condițiile deci de prim-ministru. El ne va face de râs, de rușine, în funcție deci de prim-ministru. Ceea ce se vede astăzi deja pe față că începe să se întâmple. Vor apărea foarte multe zeflemea deci la adresa primului ministru. Vom vedea. Așa cum o avem și cu președintele Republicii. Astăzi am avut parte și de o întârziere la ședința executivului. Proaspătul ministru al economiei, Ștefan Cristof Brid, a întârziat. Am văzut anterior că asemenea întârzieri erau taxate. Astăzi a avut parte... A fost tolerat foarte... Păi, credeți că în continuare, în cazul... De la etajul 4 până la 6, deci poți să întârzi. Va fi disciplină la ședința guvernului sau asemenea întârzieri vor fi la ordinea zilei? Gâbrici nu-i șeful. Asta și... De ce? De ce cauză se întâmplă lucrurile astea? Leancă cum era, dar era considerat, adică avea un statut de lider, da? Gâbrici nimeni nu cunoaște. Asta e unul. Doi, v-am spus, asta nu e echipa lui, cum a spus domnul Dolganiu și cum am spus și eu. Adică, astea sunt oameni care le-au spus că tu cu oamenii ăștia lucrezi, hai, înainte, salvează țara din criză. De ce? El nici nu poate să le spună nimic. Ei nu sunt angajați, ei sunt poate și mai superiori decât ei. Poate unii din membrii guvernului au funcție de așa numită ca închisoare, smătreașii. Un om care se uită dacă tot merge ok. Da? Eu nu știu cine, nu vreau să spun că este, dar eu cred că Kiril Gaburici la moment nu este perceput ca lider. Evident că el poate schimba sau să încerci să schimbi lucrurile astea, dar la moment nu este lider, pur și simplu. O altă întrebare care vine și din acel apel public făcut de mai multe ONG-uri, am văzut mai multe lucruri de care este suspectat sau pe care bile negre pe care le are Gaburici, au constatat mai multe ONG-uri absența verificării prealabile a integrității candidatului, am văzut mai multe întrebări la care nu au avut răspuns politicienii atunci când au fost întrebați. Există foarte multe lacune de integritate atunci când vorbim despre compania Telia Sonera și mama fiică în Azerbaijan. Avem integritatea lui Gaburici, mă refeream. Au fost mai multe învinuiri din partea apărătorilor, am să citez aici, din partea apărătorilor drepturilor omului în privința colaborării cu regimuri autoritare, dictatoriale, în privința interceptărilor ilegale și transmiterii limitate a informațiilor serviciilor speciale ale diverselor țări. Și mai avem și acel dosar penal din Federația Rusă și multe alte investigații, inclusiv cu diploma acestuia și cu exmatricularea de la ASEM. Cât de calificat în acest caz este Gaburici să continue să exercite funcția de prim-ministru? O atitudine cel puțin neserioasă față de angajamentele pe care li s-au asumat aceste partide în campania electorală, ori mandatele obținute de acestea în parte nu reprezintă un merit propriu, ci reprezintă un vot de protest al cetățeanului împotriva parcursului estic, împotriva acestei expansiuni în Ucraina. Din păcate, aceste lucruri nu ar fi într-un stat democratic, într-un stat normal de drept, cum pretindem fi. Nu ce ar trebui să facă? Mă întreb ce ar trebui să facă Kiril Gaburici acum? Să iasă în fața presei, eventual, și punctat pentru fiecare suspiciune să spună, să vorbească societății dacă este adevărat că are o diplomă necorespunzătoare de la Universitatea Savonă, care ar fi fost procurată. A ieșit în fața presei Plahotniuc și a spus că eu nu am învățat la universitate? Atunci când a ieșit în fața presii Plahotniuc și a spus că are cetățenie dublă, a ieșit în fața presii Plahotniuc, deci să spună alte lucruri care s-au incriminat. Ori Kiril Gaburici vine din aceeași zonă, zona oligarhilor, deci care l-au propulsat, l-au împins în față,
În primul rând, calitatea de bază a unui candidat sau a unei persoane care ocupă funcții politice este moralitatea impecabilă. Ori aceste lucruri despre care vorbim noi, în niciun caz nu vorbesc despre moralitatea lui Gaburici. Eu am citit și posibil că ați găsit aceste materiale atunci când sunt anumite lucruri, relațiile lui Gaburici, deci pentru anumite companii și anumite firme. Atunci când fiind deci la Moldsel, au cumpărat printr-o firmă căpușă, terenul unde au plasat deci, antene de la Moldsel în diferite localități, deci prin comune, cedate deci printr-o hotărâre de guvern semnată de către Filat, și ca ulterior această companie căpușă să vândă aceste terenuri, ne dăm seama că la cu totul alt preț, companie Moldsel, deci pentru ca să amplaseze aceste antene. Adică au făcut o schemă de delapidarea banilor de la Moldsel. Să revenim la întrebarea anterioară. Ce ar trebui să facă acum Gaburici? Pentru că are mai multe bile negre. Și avem eu știu ce nu va face. Avem puțin timp la dispoziție să o facem ca și concluzie. Nu, eu știu ce nu va face. Deci el va, își va juca rolul, dar se vede că este un actor foarte prost. Spre deosebire de alții, el nu poate juca acest rol, să-l joace deci bine. Pentru că el trebuie să joace rolul pe care l-a impus să-l joace deci Plahotniuc, în primul rând, deci și cu Filat. Noi aveam o problemă mare, nu doar cu Gaburici. Noi, lideri politici, nu comunică cu oameni. Absolut, niciunul. El nu explică, n-au loc, uitați-vă, criza leului, până când Drăguțan, practic, a fost impus, adică să vină, să declară ceva. Adică lucrul trebuie făcut mai înainte, asta e problema. În mod normal, demnitarul de un asemenea rang este sluga poporului. Iar primul pas pe care ar trebui să-l facă, să iasă la comunicare cu cetățenii și să răspundă la toate întrebările pentru a demonstra că este o persoană capabilă. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această emisiune, doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Ne revedem la ora expertise mâine la ora 12. O zi bună să aveți!